Floarea Tănăsescu, bine ați venit la noi, la Hanul Românesc. Bine v-am găsit. În primul rând vreau să-i urez colegului meu, domnul profesor Ștefan Vlad, la mulți ani, multă sănătate, multă bucurie în suflet și tinerețe, vigoare, să realizeze tot ce își dorește de acum încolo. Mulțumim și mulțumim tare mult și vreau să vă zic că dacă o să vă simțiți bine în seara asta la noi la Han, cine știe, poate și de ziua dumneavoastră veniți să o petrecem aici împreună. Da, cu mult drag voi veni de ziua mea să petrecem împreună. Asta e foarte bine, o iau ca pe o promisiune și o să petrecem ca într-o mare familie. Și Hangiule, dăm voie să dezvălui ceva, ziua doamnei Floarea Tănăsescu, un nume important în folclorul dobrogean și în folclorul românesc, va fi cât de curând, în prima decadă a lunii octombrie, a lunii ce urmează? Atunci nu avem încotro decât... Prilej cu care vă zic de pe acum la mulți ani și toate gândurile frumoase, stima și considerația mea pentru urmele frumoase și cântecele frumoase pe care le lăsați în folclorul nostru, de acolo dintre Dunăre și Mare. Vă mulțumesc din suflet și vreau să dezvălui că astăzi vin cu cântece noi în prima audiție, înregistrate în iunie, la Radiodifuziunea Română. Atunci, haideți să vă ascultăm în această seară la Hanul Românesc, pentru prima oară, Floarea Tănăsescu. Să cinstim cum se cuvine, să ciocnim cât un pahar, cu vin vechi de murfaclar. Ia mai toarnă în pahar, vinișor de murfaclar, vechi de 20 de ani, să trăiți mulți ani. Și-am zis verde din pelina, dă-mi câș mare vin și mai ia de și-o fritură, că-i bună udătură. Cu vin, anii trec și anii vin, mulți ani să trăim. Cine bea un vinișor are și în casă spor, vinișor de murfaclar, toarnă bere în pahar. Ia mai toarnă în pahar, vinișor de murfaclar, vechi de 20 de ani, să trăiți mulți ani. Cinstiți și dumneavoastră pentru bucuria noastră. Ia mai toarnă în pahar, vinișor de murfaclar, vechi de 20 de ani, să trăiți mulți ani. Ia mai toarnă în pahar, vinișor de murfaclar, vechi de 20 de ani, să trăiți mulți ani.